Proiectul dezvoltare a clusterelor regionale pentru cercetarea și implementarea soluțiilor logistice urbane prin protejarea mediului înconjurător are ca obiective principale să definească liniile cercetării și inovării în domeniul tehnologiei, să definească planurile pentru fiecare dintre cele patru regiuni, Oltenia, România, Toscana, Italia, Lisabona, Portugalia și Valencia, Spania. Patru clustere în cele patru orașe, clustere însemnând o aglomerare de entități pe linie de cercetare, firme productive, universități, administrație locală, care împreună să rezolve necesitățile primăriilor dintr-o anumită regiune. Un astfel de proiect care vizează legarea cercetării de întreprinderi și de dezvoltarea logisticii urbane este foarte important pentru comunitate, iar universitatea este onorată să se implice în el. Proiectul este o modalitate de a schimba bune practici și de a transmite și altor țări informații. Crearea acestor clustere pune la un loc specialiști din mai multe domenii care lucrează pentru comunitate. Craiova și implicit zona Olteniei se vor implica în proiect pentru o perioadă de 2 ani.